Președintele ales al Moldovei, Maia Sandu, a susținut astăzi prima sa conferință de presă după victorie, în care a mulțumit moldovenilor pentru prezența mare la urne și mai ales celor din diaspora pentru îndârjirea cu care au stat ore întregi la cozi pentru a-și exprima opțiunea electorală. Dragi cetățeni, vă mulțumesc! Vă mulțumesc celor care au votat la Chișinău, vă mulțumesc celor care au votat în satele și orașele din Republica Moldova, vă mulțumesc celor care au votat în diasporă. Celor care ați mers la vot pe ploaie, cu copii mici, cu restricții de deplasare, cu măști, celor care ați mers zeci sau chiar sute de kilometri, ați stat în rând pentru a vă face vocea auzită. Vă mulțumesc! Maia Sandu a mulțumit și echipei Partidului Acțiune și Solidaritate, partenerilor externi, precum și oamenilor din alte partide politice, dar care au susținut-o. Totodată, obligat fiind de promisiunile pe care le-a făcut, președintele ales al Moldovei a declarat că imediat după validarea alegerilor prezidențiale va demara discuții cu fracțiunile parlamentare. Mandatul de președinte pentru mine nu este un premiu sau un privilegiu. Este o mare responsabilitate. Înțeleg că urmează 4 ani de muncă asiduă pentru a reclădi instituțiile statului. După validarea acestor alegeri și după învestire, voi demara o serie de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a găsi soluții la problemele urgente ale cetățenilor. La final, Maia Sandu a menționat că în continuare va lupta pentru ca Moldova să devină o țară pe placul tuturor cetățenilor. Moldovenii vor un stat care să nu îi fure, un stat care să nu protejeze hoții, un stat care să gestioneze corect banii adunați de la oameni prin impozite și taxe. Un stat, cetățenii, vor un parlament cu deputați care își respectă jurământul și care nu se vând. Cetățenii vor o guvernare responsabilă și competentă, care acționează în interesul oamenilor. Maia Sandu a devenit cel de-al 6-lea președinte al Moldovei după ce duminică, în turul 2 al alegerilor prezidențiale, a acumulat 57,75% din voturi.